Bună seara, prieteni! Sper că se aude bine. Eu văd și pe frumoasa noastră Violeta. Ea a decis să vină. Să împartă ceva, un mesaj puternic ce ține de Uncaged, ce ține de experiențele Uncaged, ce ține de înțelegerile ei. Și a vrut să împart acest mesaj cu voi, iar eu o să fiu acest intermediar astăzi între Uncaged și Violeta. Salut, Violeta! Salut! Ești în drum? Ești în drum spre Paris? Noi suntem pe valize. Zi-mi, rog, dacă tu mă auzi. Foarte bine, eu te aud foarte bine. Tu mă auzi bine? Da. Ok. Diana spune că nu se aude. Puteți să-mi mai dați de știre cineva dacă se aude bine sau dacă trebuie să schimb ceva? Dianușca îmi spune că nu se aude. Dacă puteți, eu te aud foarte bine. Tu mă auzi bine. Aha, acum super. Se aude. Perfect, se aude. Scris Diana super. Că se aude. Violeta, în primul rând vreau să-ți mulțumesc că ești întotdeauna o rază de lumină în casa noastră, în casa Uncaged, cum ne place nouă să le spunem. Și abia aștept cu nerăbdare să aud ce ai dori tu să împarți. Am înțeles că ai un mesaj puternic care ai dori să-l împarți cu audiența Uncaged. Tu ești parte din Uncaged deja de ani buni. A câtelea? A doilea sau a treilea? Noi ne cunoaștem de trei anișori. Ai trecut prin toate experiențele Uncaged și mai mult decât asta. Da. Pot spune, ești o persoană plină de curaj. Violeta este o persoană inspirațională atât pentru mine, cât și pentru Vadim, cât și pentru Uncaged, cât și dacă și-a pus ceva în scop, ea întotdeauna obține și îți mulțumim tare mult pentru încrederea ta, în primul rând. Și aici, gata, eu am terminat, îți dau microfonul. Asta de fiecare dată, data asta te-am provocat eu pe tine, vroiam să scriu un post, dar posturile să știi câteodată ori să citesc, ori nu să citesc, dar noi să facem un live foarte scurt. Poate am să reușesc să motivez mai multe persoane să vrea să fac o schimbare, așa cum am făcut eu. Ce mi s-a întâmplat mie de recent, pur și simplu, asta e ieri de aseară, de ieri ziua, s-a întâmplat ceva extraordinar ce este legat foarte strâns cu Uncaged. Hai să o numesc dorința arzătoare. Atunci când avem o dorință, n-am să vorbesc numai eu. Vreau să-ți dau. Vrei să fie o comunicare, da? Da, o comunicare. Nu o să fie nici o intervistare, dar o comunicare. Ca eu să răspund la întrebare, vreau să-ți dau ție întrebare. Tu când ai o dorință, ce faci? Eu mai întâi o vizualizez. Deci ea vine mai întâi aici. O vizualizez, după asta o simt cu inima. După asta vorbesc și pe urmă până în acțiune. Cam asta e procesul la mine. Eu am știut cumva răspunsul la întrebarea ta, fiindcă eu ți-am scris și în privat când erai la Peru și tu mi-ai răspuns de că ai ajuns la un echilibru profund de corp, minte și de a verbaliza, pur și simplu chiar le-ai pus pe așeși. Și mi s-a întâmplat mie ieri, am o dorință arzătoare de a ajunge ca speaker pe o scenă la Moldova, unde Lia își lansează cartea și erau multe motive care eu să nu ajung acolo, știi, multi piedici, dar eu atât de tare mi-am dorit și uite, mi-am făcut o meditație profundă, am folosit tehnicile Uncaged de când eu mă cunosc deja de 3 ani de zile, de când sunt aici, am fost cu voi și într-un an cât 10 și la weekendul transformațional și la Tenerife, la retreat. Peste tot, fiecare a fost o etapă, totdeauna vinem, wow, și de clasă, tot m-am schimbat, dar totuși, știi, mă înglodam, mă ducem în jos, știi? La dorința asta mea arzătoare, nu-i dădem așa mare valoare. Chiar ultima întâlnire care am avut-o cu Vadim, a spus, măi, dacă când se întâmplă ceva grav, și ce s-a întâmplat la mine în ianuarie, noi toată familia am găsit bani, am găsit bilete, am găsit... Asta eu ca să-ți spun de dimineață până seara, nu-ți mai vorbesc, dar nici nu dimineață până seara, într-așelași oră, da. Într-așelași oră s-o găsit tot și s-o dus. Dar acum când eu îmi doresc atât de mult, e pentru mine, e pentru sufletelul meu și în meditație, pur și simplu eu mă visam pe scenă și iată, înțelegi? Eu da. Mă vedem acolo. Zic, de ce n-aș face plăcerea asta a inimii mele acum, știi? Să nu aștept să întâmple ceva grav ca să fac ceva, știi?
Și uite, să primit conexiunea asta atât de profundă și asta mulțumită dorinței mele arzătoare de a vrea o schimbare. Eu numesc dorință arzătoare fiindcă e pur și simplu ardere. Din momentul de când am vrut o schimbare și v-am cunoscut pe voi, am trecut prin toate etapele ca să cresc și tot să cresc și să evoluez, știi? Și zic, de ce să nu dau pașii asta sufletului, știi? Să am curajul nu numai de a găsi atunci când întrebuiește, știi? Dar de atunci și când să îndeplinim nevoile mele, a mea nevoie, să ne îndeplinesc. Că poate era, a să mai fie ocazii. O să fie cu siguranță că eu sunt pe drumul și el așa s-a deschis lumina și orizontul, știi? Deca par nimicuri, par mici, dar ele au o importanță atât de mare ca tu să înțelegi că corpul meu atât de mult a reacționat că eu astăzi am stat rău. El se întâmplă, da. Înțelegi? Spun, da? Da, 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 exact. De la bucurie, atât de tare că cum, tocmai și el, chiar serios, tu asta faci pentru mine? Tu chiar faci asta pentru noi? Eu am reacționat și odată zic, tot ok, stați liniștiți că eu în vinășire. Asta e, astea sunt emoțiile puternice. Într-adevăr, ieri am avut niște emoții foarte puternice. Și ca să conclud asta, foarte mult, foarte, dar nu mult, dar e ca așa de mult important, persoana care o ai alături. Eu cred că cât am stres pe lumea asta, atât am să-i mulțumesc soțului meu și iubitului meu, prietenului meu, amantului meu, tot care îmi este el, cumva m-a împins spre asta, știi? Dacă tu așa de tare vrei, davai, hai davai, du-te, știi? Și anume asta am vrut să împart. Poate să motivezi cineva, poate Violeta. Cineva, știi? Că noi suntem blocăți, vrem și nu știm în care parte să o luăm. Dar uite că aici este o oportunitate de a schimba, de a-ți fi alături pas cu pas, mână de mână. Cu Anișoara mai puțin am interacționat, dar noi cu Vadim, practic, mână de mână și noaptea și târziu, Vadim, urgent, ce sun? O, atât de deschis să ai pe cineva când cazi într-o groapă și tu pur și simplu să ai pe cineva care să te înțeleagă fără ca să te judece, fără ca să fii judecat. Te ridici, să-ți dai mâna și zici, hai că tu poți, davai Violeta că tu poți, tu îți poți. Pentru mine asta e o recunoștință care eu n-aș putea să o scriu într-un post sau într-un story sau... nu știu dacă să înțelege prin emoțiile care le verbalizez, dacă să înțelege și am vrut eu să transmit. Că nu poți într-o postare să transmiți emoția asta, știi? Exact, exact. Și mersi, Violeta, tare mult. Dacă simțiți emoția lui Violeta, dă-ți zice, ia să vedem. Mergeți la Paris, pe urmă la Dublin. Prima sunteți la Paris acum, da? Da. Noi suntem chiar acum în drum, acolo într-o oră și ceva ne pornim spre Paris și săptămâna viitoare o să fim la Dublin cu weekendul transformațional. Dar hai dacă tot te-am prins aici, povestește cum ați ajuns voi la Londra, am trecut din Italia, ați venit, ați făcut tot posibil și ați venit împreună cu soțul, dacă vrei, Violeta, în câteva fraze sau atât cât ție să ție, dacă vrei să împarți, ce v-a făcut să luați decizia asta, să veniți la weekend? Nu, parcă așa spunem, dacă ne uităm, parcă nu e ceva care e urgent, da? Parcă nu e ceva care arde acum, da? E ca împreună cu soțul v-ați pornit ambii din Italia și ați ajuns la weekend. Poți să-mi povestești cum a fost procesul ăsta la tine? Eu știu că voi ați mai vorbit. Nu a fost ușor, că de fiecare dată, pentru fiecare pas care vrei să-l faci, sunt foarte multe obstacole. Noi cu doi copii, cu mașină, ne-am pornit. Că noi suntem în Italia, avem o afacere de mulți ani și noi foarte mulți bani îi facem și noi cum îi facem, așa și îi pierdem. Și pe toate lucrurile care nu aduc necesitate, noi avem bani. Dar pentru ca să investim în noi, pentru fericirea noastră, știi, totdeauna o lăsăm deoparte, știi? Nu știu cum așa să o lăsăm așa într-o parte. Și văzând că am fost la retreat, am văzut schimbarea, înțelegi? Asta totul are un început, știi? Și zic, aici să ne ajute, aici e pentru noi. Aici noi să ne ducem, uite, doi și să venim patru înapoi. Aici, înțelegi, cunoscându-vă tehnicile cu care faceți, lucrați
eu foarte mult ne-am dorit, mulți mă cunosc chiar și din Engage, din prietenii mei, eu sunt foarte familistă, eu foarte mult țin la familia mea, la soțul meu, îl iubesc din tot sufletul, la copilașii mei și dintotdeauna mi-am dorit să fim împreună. Dacă să fim împreună, trebuie să lucrez la asta, nu că Dumnezeu ți-a dat și că ești sufletul pereche și a tău. Nu e chiar așa cum se spune, înțelegi? Într-un cuplu se lucrează și se lucrează ambii. Dacă unul duce și vede că așa la se schimbă, e mult mai greu. Este aici de mult alte tehnici care sunt de aplicat. Dar la mine, Roma, foarte ușor s-a agățat într-un fel de mine și a văzut în mine o schimbare și el nu a zis nu, știi? Și noi am mers ambii în provocare. Am trecut prin multe dificultăți, să spunem așa, nu că avem bani și nu avem ce face, știi? Am luat de acolo de unde nu eram pentru a investi în relația și în familia noastră, în noi. Noi ne-am dus pentru noi să facem o schimbare, să ne unim mai mult, să ne înțelegem. Practic, noi vorbim două limbi diferite, înțelegi? Știi, unul vorbește una și avem același drum, dar uite, cu drumuri diferite, știi? Zic, mă, este ceva care să ne unească și să vedem o viziune ambii și să ajungem la un numitor comun, să ne respectăm deciziile, viziunile unul la altul, înțelegi? Că nu numai decât el să gândească ca mine să eu ca dânsul, dar de a respecta decizia unul altuia, știi? Și vorbind foarte mult, pe noi cred că la weekendul transformațional ne-am împins un pic retreat-ul din urmă, știi? O fost, știm că se poate și davai, ne ducem, nu jălim banii și nu lăsăm copiii la nimeni, luăm cu noi. Copiii au stat acolo, Londra și ne-au așteptat. Sunteți o inspirație. Da, spune-mi, rog. Enorme, nici nu se discută, nici nu se discută. La noi poți să-mi spui două, trei schimbări care poate cel mai mult le-ai observat în familie sau poate în finanțe, sau poate care pentru tine au fost, sau pentru familia voastră, care au fost cele mai esențiale schimbări care le-ai simțit concret, știi? Așa să spunem, mână, dacă le iei. Unul în relația mea cu soțul, comunicarea, și unul dintre cele mai importante, cred că, care își ține și un cuplu, este chiar sexul. Eu nu am să zic, asta e foarte important. Mie îmi pare că noi știm afașii, dar noi nihuia nu știu. Spate, ce-ți zis în live? Spate, la noi spate. La noi s-a schimbat foarte, foarte mult, este două, pur și simplu, fundamentale. Fundamentale. Noi vorbim pe aceeași limbă cu oamenii. Noi încercăm să ne, când vorbește unul, să ne ascultăm. Noi totuși suntem și în creștere, mai greșim și noi. M-am rășit, iată, vezi, am vorbit ceva ne tot. Și m-am rășit. Pur și simplu s-a schimbat de la A la zero. Respect între este amândouă, unul de altul. Respect. Roma este un pic mai retras, el vorbește mai puțin, dar el nu că nu vorbește. El vorbește cu sufletul. Tăcerea lui tot vorbește. Eu am învățat să-i ascult tăcerea, hai să spunem așa. Să-i accept tăcerea. Să-l accept când el are nevoie de spațiu lui, nu că el e supărat pe mine. Înțelegi? Am început a ne cunoaște mai profund. Aici cred că, Anișoara, noi deschidem un alt capitol și tu întârzi și la Vimon. Este aici o întrebare care tot e asemănătoare de la Vadim. Da. Violeta, care a fost cele mai mari conștientizări că toată investiția în sine s-a meritat, rezultatele practice, etc. Vadim, că noi facem în februarie un live, dar e că mă timp să intrăm în martie. Cred că unica cei mai mari care ele sunt mai multe, dar care e cel mai mare este că eu am reparat relația cu tata înainte de asta e cred că nu știu eu, atâta sunt din păcat cu sufletul și cu mine și ne cunoaște istoria mea și ne cunoaște relația mea. Eu cred că m-aș întoarce înapoi. Eu n-aș jeli nici un centezim, nici un moment, nici o minută de ce și am investit în mine. Asta e numărul unu. Și mai bună investiție care a fost eu să o fac cu părinții mei, în primul rând cu tata, că cu părere de rău nu mai este, dar eu am reușit să repar întrebarea asta înainte ca să întâmple tot ce s-a întâmplat. Și numărul doi, că eu am salvat familia. Noi cu Roma eram pe cale de două drumuri diferite și noi am rămas uniți cu copilașii noștri. Eu cred că ne iubim puțin spus. Noi ne respectăm mai mult ca niciodată unul cu celălalt și ne susținem mai mult ca niciodată în tot ce își facem, deciziile, în tot, absolut tot.
Cred că vedem că am răspuns la întrebările tăi, dar noi să mai facem un live cu tema asta, că am promis în februarie, dar cred că dăm după weekend-ul. Cu siguranță e tema atât de complexă și atât de profundă totodată. Mersi, Violeta, că ai avut vulnerabilitatea asta să împarți cu noi. Pe ultimul, așa să spunem, pe ultimele minute, dacă poți să mai întrebi o întrebare. Fiindcă avem întrebarea asta desori la participanți, eu tare vreau să particip, vreau cu soțul să particip, vreau să ne aduc soțul, dar nu, el nu vrea. El nu vrea. Cum să fac? Ce să fac? Care ar fi sfatul tău ca participantă? Fiindcă mai întâi tu ai ajuns în Anchegea, ai gustat din experiențele noastre, după care Roma a venit și el la retreat, a venit la weekend, după care a venit singur la un retreat. Cum a fost? Care a fost trucul, secretul, hai să spunem așa, faptul că Roma tot a avut dorința asta, s-a trezit în el dorința de a lucra cu sine, de a se descoperi, de a-și recapăta puterile, de a trece peste anumite frici, că noi cu toți avem frici. Chiar dacă suntem enorm de puternici, avem anumite frici și noi nu constă treaba în frică, dar cum s-o vedem și spășim alături de ea, de mânuță. Dar vreau astăzi să te întreb, care a fost secretul la tine? Ce ai putea să împarți din asta? Eu am mai spus-o de mai multe ori și cred că să continuă și o să spun fiecare dată care are asta. Unicul lucru și ce am făcut eu, nu i-am fixat o Roma pe gât, dar eu i-am aruncat sămânța. Eu i-am spus, uite, este așa ceva. Și el totdeauna, ai tu cu Vadima tău, măi, zică, iubit, cu Vadima tău, duci cu... Și eu încercam, veneam la dânsul, nu că să-i zic, hai, davai, vină, că pe tine să-ți schimbi. Tu zic, uite, și de clasă, ați închipul, eu și-am descoperit acolo, eu și spate de făcut acolo. Cu entuziasmul și se schimba pe mine și îmi plăși mie, știi? Da, tu ți închipi, ia uite și tehnicile este, dar uite, este și respirația, dar uite, este și dans, uite, e gitară, nu, uite, așa e ocupat. Mai scurt, ca să mă înțelegi, la mine a durat un an de zile. La alții durează mai puțin și la alții durează mai mult. Eu am avut nevoie un an de zile ca să-l trag pe Roma într-un fel, spre binele nostru, în secta asta, cum mulți, fără ca să... Eu tixesc direct pe gât. Asta e regula numărul 1. De nu ai tixă partenerului ceva și ea și el evită. Încearcă să îl dai prin alt mod, prin exemplu tău, prin ai dai, wow, și de clasă, dar tu ți închipui și de clasă ai acolo. Uite și ne-a schimbat, ți închipui, dar meditația asta, eu nici nu reușim să stau locului. Tu văpșie, știi ce înseamnă asta meditație? Tu ai făcut vreodată? Eu n-am făcut niciodată. Uite, am descoperit prima dată aici. Și cu entuziasmul ăsta de a vorbi, de a spune, el singur a venit la mine după un an de zile. Eu am început să plătesc atare retreat-ul Vadimui Marker. Eu plătem retreat-ul pentru ambii, dar Roma încă nu știe că el a să vină la retreat. El a făcut interviu cu o lună de zile, mă zic, cum acolo regula? Nu mai țin minte, o lună de zile înainte ca să fac. Da. A făcut de la noi, dar mă era atât programat și am mai râs, zic, wow, la Roma, dar mă era atât programat și el singur a zis, hai, davai, des, văd unde duci tu și ce faci tu. Într-un fel, modul ăsta meu pe dânsul l-a făcut curios să vadă ce fac eu, cum fac eu și apoi să o simtă pe propria lui piele și să îndrăgostească așa de tare în voi că el să nu se duc singur la retreat fără de mine asta, dar dacă e cesna. Eu am învățat prin propriul meu, dar nu numai aici în Anchegea, dar chiar în genere. Eu dacă văd că ceva lui Roma nu-i place, eu îi zic partea mea și aici îmi place mie și mă faci mini fericită. Dacă el vrea să încerce, ok, dacă nu, e ok, oricum e ok, știi? De a accepta părerea celuilalt fără de a fi judecat. Uite, și la mine ni s-o părnit. La mine a mers așa, nu știu cum, a mers așa fluid și tare clasnă și eu sunt foarte bucuroasă că el a acceptat într-un final să vină și să fie alături și să vrea o schimbare pentru familia noastră. Tare fain, mersi. Mersi, Violeta, într-adevăr, așa e de... Legea asta este chiar în constelație, o lege a acceptării. Lucrez de mulți ani cu chestia asta și cu acceptarea și cu aceste etape de a putea accepta părinții așa cum sunt, de a putea accepta soțul așa cum este, de a nu încerca să schimb lumea din jur, dar să mă uit înăuntru meu și să fac ceea ce eu pot. Schimbarea, în primul rând, în mine, înăuntru meu și după asta schimbarea asta se reflectă absolut la toți. Și noi am mai discutat și cu tine și cu mulți membri Anchegea că atunci când
facem schimbarea asta în interior, chiar dacă soțul sau soția, da, dacă vine unul sau altul, chiar dacă ei nu lucrează asupra lor, desigur când ambii lucrează, asta e un, cum și tu spuneai când ai fost la retreat, că am venit doi, dar am plecat trei, adică s-a mai format încă o entitate între noi doi ceva tare puternic, o dragoste mult mai puternic. Dar stai că m-am bătut la idei, am pornit într-o parte și m-am ținut. Acceptare, vorbeai de acceptare? Că, da, este... da, că nu este un lucru atât de ușor această acceptare. Să poți să accepti oamenii exact așa cum sunt. Și pentru asta eu vreau să spun că ești o inspirație și să-ți urez multe binecuvântări atât ție cât și familiei tale. Vă mulțumim că aveți încredere, că pășiți cu încredere mai întâi în voi, că noi asta încercăm să cultivăm în Uncaged, nu încrederea în noi, dar încrederea în voi, în ceea ce intuiția vouă vă spune și ghidul, guru interior, care el e cel mai puternic la noi, că fiecare de noi avem acel profesor înăuntru nostru. Și dacă putem să vă dăm o mânuță, să vă ducem din punctul A în punctul B către depășirea fricilor, să vă arătăm niște uși sau eu sau Vadim sau împreună, în genere e un succes, dar pentru noi voi sunteți într-adevăr o inspirație, o familie care atunci când vrea ceva, ea reușește și pentru asta ne închinăm în fața voastră, pentru curajul vostru, pentru dorința voastră și pentru dragostea voastră, că întotdeauna sunteți plini de dragoste, plini de curaj, plini de foc, îmi place mie să spun, care foc de ăsta, știi, nu care arde, dar foc de ăsta care luminează. Așa că eu vă mulțumesc pe această cale și nu știu, ai vrut să mai adaug ceva spre sfârșit? Sau? Nu, tu ai spus tot ce ai spus nouă și eu sunt și eu recunoscătoare vouă, într-adevăr, datorită vouă, muncii care o faceți, dedicarea, pasiunea, dragostea, să știi că dacă vii cu inima deschisă, primești toate astea, știi? Ca oricare lucru, dacă tu îl dorești din suflet, tu te deschizi și îl primești. Uite, pentru mine exact așa ați fost voi, ați dat și eu fost mai bun și eu am luat tot ce a fost mai bun. Și vă mulțumesc și eu pentru suportul, pentru că sunteți mereu alături, mereu, la orice oră, nici nu se discută. Nopți, cu Vadim, vorbim la ora 12 noaptea, ca să înțelegeți că când ai un mentor alături, asta nu înseamnă că este ora de la 8 până la 12 sau cu câteodată și la prânz și la micul dejun, știi? Asta înseamnă avea un mentor să te ajute numai în moment și ala când tu ai nevoie, știi? Și pentru mine eu sunt foarte norocoasă că v-am întâlnit și recunoscătoare. Pentru ce ieșeam la moment. Aho! Mersi, Violeta! Aho, să fie primit acest dar care tu l-ai dăruit lui Uncaged și la toți oamenii care au nevoie, care ne caută. Deci, eu, pe final, vreau să mai readuc aminte. Noi acum suntem în drum spre Paris. Vineri, sâmbătă, duminică avem weekendul transformațional care este focusat spre depășirea fricilor și reconectarea la puterea noastră interioară, la puterea fiecăruia din noi. După care mergem la weekendul următor, mergem la Dublin și pe urmă vă așteptăm pe toți dragii care s-au înscris la retreat în martie și mai. Pe acest cale mulțumesc încă o dată, Violeta, mersi și ție și familiei tale pentru această contribuție, că ai venit, ai împărțit niște lucruri vulnerabile, niște lucruri tare puternice și ai făcut-o, hai să zicem așa, sau ia povestești tu, ți-am dat vreo mic ceva. Că dar asta nu zicem la nimeni. O făcut-o cu tot sufletul, Violeta, și cu mare drag din timpul său, din resursele familiei sale. Pentru asta îți mulțumim din tot sufletul, Violeta. Mersi frumos. O seară minunată la toți și seară bună. Pa, 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 pa. Pa, pa.